Un nou protest al șoferilor față de scumpirile la benzină și motorină. Câteva zeci de conducători auto s-au adunat în parcarea unui centru comercial și au plecat să alimenteze mașinile la o benzinărie. Conform Digi24.ro, aceștia au încercat să bage în rezervoare cantități infime de benzină sau motorină de 30 de bani. Au blocat astfel pompele, iar cei care chiar voiau să alimenteze au avut de așteptat. Astfel de proteste au avut loc zilele trecute și în alte orașe ale țării, precum Botoșan și Târgu Jiu. Oamenii s-au organizat pe grupuri de Facebook și au dat întâlnire în benzinării, iar cei mai mulți dintre ei au alimentat de doar un leu. Reprezentanții unor benzinării au sunat la 112, dar echipajele de poliție nu au putut să intervină, din cauza că protestatarii nu făceau nimic ilegal. Acțiunea face parte din evenimentul Proteste în toată țara contra prețului carburantului, anunțat pe rețelele de socializare. Aproximativ 200.000 de persoane și-au anunțat participarea la protest. Evenimentul final ar urma să aibă loc joi, 30 iunie 2022, începând cu ora 12. Până atunci, în mai multe benzinării din toată țara, șoferii blochează pompele.